tu pic în parc, este aer curat, este fain. Și vreau să îți urez de pe acum la mulți ani pentru 2022. Pentru mine, cel puțin 2021, anul acesta, mai pe sfârșit de an, ca să zic așa, mi-am învățat o lecție foarte, foarte faină. Și știi cum este, învățăm tot timpul din mers, învățăm, învățăm în continuu. De ce zic asta? Pentru că este important la un anumit punct, toate experiențele care tu le-ai avut, atunci vor face diferența dintre a alege. Ceea ce vreau să zic în primul și în primul rând este important că ar trebui să-ți faci planuri care să le poți duce mai departe, bucată cu bucată. De ce zic că este important să-ți faci planuri? Pentru că oarecum, într-un fel, dai un curs vieții, ca să zic așa. Îți alegi orice fel de plan vrei tu și este important să te ții de el. În rest, de ce să îți urez? Toate cele bune pentru 2022, 2021 a fost, ca să zic așa. Nu mai are rost să rămâi în trecut, trebuie să te ieși și să te duci mai departe. După cum îți spuneam, lecțiile care le înveți de fiecare dată, poate că în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an, te ajută pe tine să te dezvolți. De ce zic că este important să îți înveți lecția? Pentru că de aici îți coreezi tu, să zic așa, un bagaj de cunoștințe. Pentru mine, pentru anul 2021, spre exemplu, mi-am învățat foarte bine lecția, știi cum zic?